Salvete auditores, mihi nomen ulpia est, ego a magistro creatus sum. Domus Romana. Planul de casă romană, domus, s-a dezvoltat în timp în condițiile climaterice ale Mediteranei. Planul clasic era organizat în jurul a două zone de interes, ambele deschise spre cer. Atriumul, principala încăpere a casei, cu o deschidere în acoperiș și un bazin de captare a apei în centru, impluvium, și peristilul, o curte înconjurată de un portic cu coloane. Domus era orientată spre interior, aproape fără ferestre la stradă, iar fiecare încăpere avea o funcționalitate distinctă. Acest tip de case, rezervate celor privilegiați, găzduiau câte o singură familie, mai multe generații, diverse rude și sclavi. Vestibulum și fauces. În limba latină, vestibulum desemna un spațiu de așteptare, în cazul locuințelor civile, fiind vorba de o zonă din fața casei unde clienții se adunau pentru salutatio. La trezire, patronul era salutat de clienții săi, cărora le oferea câte un coș cu mâncare, sportula, și apoi mergeau cu toții spre forum. Era vorba așadar de un spațiu deschis între stradă și ușa de la intrare, probabil flancat de laturile casei. Vestibulum putea fi decorat cu statui, copaci, altare sau prăzi de război. După ușa de intrare în casă, masivă, din lemn și sau bronz, urma un coridor lung și îngust, numit fauces, gât, flancat de încăperi care se deschideau doar spre stradă, camera portarului și magazinul. Deși nu ofereau prea mult spațiu, fauces putea fi decorat cu picturi murale sau mozaicuri, unele pur decorative, altele simbolice sau reprezentative pentru proprietari. Din Pompei se păstrează astfel de intrări cu reprezentări ale lui Priap, zeul fertilității, simbolizând abundența interiorului și bogăția proprietarului. Imagini de câini păzind simbolic familia. Culina. Bucătăria era de obicei mică, întunecată și slab ventilată, amplasată într-un colț obscur al casei. Matroanele bogate nu pregăteau mesele. Aceasta era treaba numeroșilor lor sclavi de uz casnic, așa că nu conta dacă camera era fierbinte și plină de fum. Coacerea se făcea în cuptoare, ale căror blaturi erau folosite pentru a menține vasele calde. Jarul din cuptor putea fi plasat sub brazierele metalice pentru o formă de gătit pe plită. Unele braziere erau mai elaborat decorate.
atrium. Atriumul era principala încăpere a caselor romane, fiind ușor de recunoscut datorită deschiderii rectangulare din acoperiș, compluvium, care permitea iluminarea camerei și, datorită bazinului de dedesubt, impluvium, în care se colecta apa de ploaie. În arhitectura romană timpurie, atriumul era încăperea unde se afla vatra de foc, iar deschiderea din acoperiș era inițial prevăzută pentru evacuarea fumului. În jurul atriumului erau grupate principalele încăperi folosite de familie: sufrageria, biroul, dormitorul, uneori mai multe. În atrium se afla cufărul cu bani, arca, un fel de seif expus pentru a indica bogăția proprietarului, dar mai ales locul închinat zeilor protectori ai casei și locuitorilor săi, larium. Acesta din urmă avea forma unui mic templu în care se aflau statuete de bronz ale divinităților sau picturi ale zeilor casei, lares și penates, ori putea fi o simplă nișă în perete sau un relief. Pereții atriumului erau în general bogat decorați cu marmură de diferite culori sau acoperiți cu picturi. Podeaua putea fi decorată cu mozaicuri asemeni impluviumului. Camera. Erau camere folosite în diverse scopuri. Camera cu hipocaustum. Hipocaust este denumirea dată unui sistem de încălzire centrală folosit în Antichitate și Evul Mediu, bazat pe încălzirea în pardoseală, care funcționează prin circulația aerului cald, pe sub o podea dublă și prin pereți dubli. Principiul, cunoscut în Grecia antică încă din secolul IV înaintea erei noastre, a fost preluat în Roma antică, unde era utilizat în special în terme.
Peristilium. Romanii și-au creat grădinile în interiorul domusului lor. Peristiliul era o curte deschisă în interiorul casei. Coloanele din jurul grădinii susțineau un portic umbrit cu acoperiș, ai cărui pereți interior erau adesea împodobiți cu picturi murale elaborate. Un tablou faimos dintr-o grădină din Pompei este așa numita Venus pe semicochilie. Uneori, larariumul, un altar pentru zeii gospodăriei, era amplasat în acest portic sau putea fi găsit în atrium. Curtea poate conține flori și arbuști, fântâni, bănci, sculpturi și chiar iazuri cu pești. Cubiculum. În casele romane existau de regulă mai multe dormitoare. Cubicula. Unele în jurul atriumului, altele în jurul peristilului sau chiar la etaj. Dormitoarele erau considerate încăperi mai puțin importante, fiind de regulă mici, cu mobilă puțină, unul sau mai multe paturi, un cufăr pe post de dulap pentru haine și obiecte personale, opaițe sau sfeșnice pentru iluminat. Alături de pat se putea afla și un scăunel de sprijinit picioarele. Între exemplele păstrate întâlnim dormitoare boltite, cu picturi murale și mozaic pavimentar, uneori indicând dreptunghiul unde era amplasat patul. În fața dormitorului mai putea exista o mică încăpere, procoeton, pentru servitori gata să-și slujească stăpânii în orice moment. Tablinum. Tablinum era biroul, camera de primire a stăpânului casei. Se afla între atrium și peristil. De
deschis între ambele sau separat de draperii ori paravane. În această încăpere se aflau măștile mortoare sau busturile strămoșilor, biroul, eventual un raft de bibliotecă și decorațiuni murale. În tablinum, patronul își primea clienții și discuta afaceri, dar putea vedea și tot ceea ce se întâmpla în casă. Camera sa, accentuându-i autoritatea morală, de pater familias. Excedra. Este sala de primire în casele romane. Camera. Erau camere folosite în diverse scopuri. Triclinium. Sufrageria romană se numea triclinium, cuvânt din greacă ce însemna literal trei canapele paturi. Obiceiul de a lua masa întins a fost preluat de la greci și etrușci. Așezați la masă mâncau doar copiii și sclavii. Când luau masa, romanii se întindeau pe partea stângă, pe trei astfel de paturi sau platforme cu saltele și perne, având masa cu bucate în mijloc și servitori care îi serveau și îi distrau. În timpul mesei,
Romanii discutau, urmăreau actori recitând, acrobați, dansatori sau ascultau muzică live. Ordinea așezării pe canapele era destul de strictă, stăpânul casei și familia sa stând pe canapeaua de jos, lectus imus, iar oaspetele de onoare era așezat la locul de cinste, pe patul de mijloc, lectus medius. Ceilalți invitați la cină erau plasați în funcție de statut și importanță. La greci, invitații erau doar bărbați, dar romanii acceptau și femei la astfel de reuniuni. Ca spațiu de primire și banchete, triclinium era o cameră bogat decorată cu picturi parietale și mozaicuri. Picturile elaborate aveau subiecte mitologice, scene de amor sau reprezentări mai serioase, potrivite discuțiilor de afaceri. Se păstrează și exemple de podele decorate cu resturi de la masă, căci obiceiul era de a arunca pe jos ceea ce nu se mai servea. Mozaicul decorat cu oase, crustacee și fructe, reprezentând podeaua necurățată după un banchet, include și imaginea unui șoricel atras de bunătățile unei mese fastoase. În casele impozante exista o sufragerie mare, triclinium maius, unde se țineau banchetele cu mai mulți invitați, multiplu de 9, câte 3 persoane pe fiecare dintre cele 3 canapele, și o sufragerie mai mică, triclinium minus, pentru recepții mai restrânse. Posticum. Exista și o intrare secundară, posticum, în domus, folosită de sclavi și servitori, dar și de stăpâni atunci când doreau să fie discreți.
taberne. La stradă puteau exista taberne, magazine în care sclavii sau liberții familiei comercializau produse rezultate din afacerile stăpânului. Taberne. La stradă puteau exista taberne, magazine în care sclavii sau liberții familiei comercializau produse rezultate din afacerile stăpânului. Termele. Termele,
în latină terme, erau băile publice la romani. Frecventarea lor era una dintre activitățile favorite ale romanilor, indiferent de sex sau clasă. Era o activitate socială ce constituia un eveniment central în viața de zi cu zi a cetățenilor romani. Băile la romani îndeplineau funcții de igienă, facilitând în același timp participarea la alte diferite activități adiacente de recreere. Erau concepute într-un mod similar centrelor actuale de recuperare, asigurând totodată posibilitatea de socializare și un mediu propice desfășurării afacerilor de tot felul. Majoritatea orașelor romane aveau cel puțin un spațiu amenajat în acest scop. Terminologie: terme, balne, baline, balneum și balineu sunt termeni ce se traduc acum prin baie sau băi publice, dar în lucrările scriitorilor romani nu erau sinonime perfecte. Astfel, balneum sau balineul, care proveneau din limba greacă, au avut ca semnificație primară baia personală existentă în majoritatea caselor romane din perioada respectivă. Camera în care se afla baia purta, în schimb, denumirea de balnearium, termen ce la Seneca a căpătat diminutivul balneolum, cu scopul de a desemna modesta cameră de baie din vila republicanului Scipio de la Liternum, ce contrasta cu luxul obișnuit din vremea filozofului. Pe măsură ce aceste spații au căpătat amploare, cuprinzând mai multe încăperi, a fost afectat și termenul ce le definea, el necesitând adoptarea pluralului balnea sau balinea, care, în sensul strict al cuvântului, nu se referea decât la săl de baie personale. Din punct de vedere al lui Varro, termenii balne sau baline erau cei care defineau băile publice neavând plural. De-a lungul timpului, aceste definiri precise au fost neglijate de scriitorii și îndeosebi de poeții romani, Plinius cel Bătrân folosind, de exemplu, în cadrul aceleiași propoziții, și balnea pentru a desemna băile publice și balneum pentru cele private. Termenul terme, preluat din limba greacă, însemna la origine izvoare sau băi calde, dar s-a aplicat în timpul clădirilor magnifice ce adăposteau aceste băi. Prin aceasta s-a stabilit și deosebirea dintre termenii terme și balne, cel din urmă definind băile republicane lipsite de luxul celor din timpul Imperiului Terme. La greci, aceste stabilimente purtau numele de gimnazia. Cuvântul corespunzător este terme, substantiv la plural, fără formă de singular. Plan general de situație. O baie publică era construită în jurul a trei încăperi principale: caldarium, baie caldă, tepidarium, camera de baie călduță, și frigidarium, piscină pentru băi reci. Unele terme beneficiau și de sudatorium, băi de aburi, sau laconicum, saună. Unele dintre cele mai bine conservate terme sunt termele de la Pompei, pe care le vom avea de altfel în vedere pentru descrierea ce urmează. În România există de asemenea terme romane la Histria
Herculane, Comuna Pietroasele, etc. Atrium. Atriumul este o curte interioară care împreună cu porticul și latrina formează vestibulul băilor, vestibulum balnearum, unde obișnuiau să aștepte servitorii. Acest atrium era utilizat de asemenea de tinerii care făceau exerciții în aer liber sau de vizitatorii băilor drept spațiu de promenadă. În incinta acestuia se afla și cel ce încasa sumele datorate pentru frecventarea băilor. Locul se constituia și într-un spațiu publicitar, aici fiind postate afișe de interes public ce anunțau diferite evenimente, spectacole de teatru, lupte de gladiatori, diverse anunțuri. Apoditerium și frigidarium. Apoditeriumul este o sală de vestiar în care se pătrunde prin intermediul unui pasaj înainte de a intra în sălile de baie propriu-zise. Scopul acestei încăperi consta în depunerea hainelor de către persoanele ce doreau să intre la băi. În acea perioadă se obișnuia ca obiectele și îmbrăcămintea să fie lăsate pe mâna unor servitori, numiți capsarii, recunoscuți pentru lipsa lor de onestitate. Aici existau, ca și în atrium, acele scaune din piatră numite scole. Din apoditerium se poate ajunge în tepidarium, natatorium, piscina, baptisterium sau puteus. Tepidarium. Din frigidarium, piscină, aceia care vor să continue cu băile calde sau de aburi se îndreaptă spre tepidarium. Acesta nu conținea apă la vechile terme din Pompei, ci era încălzit, păstrându-se o atmosferă constantă, agreabilă, prin care se urmărea pregătirea corpului pentru sauna și băile fierbinți ce urmau acestei etape. Spațiul servea uneori și drept apoditerium, Pompei. Tepidariumul este spațiul cel mai ornamentat, un loc de destindere destinat pregătirii corpului și masajului. Pictura, stucatura și mozaicul fac din aceste încăperi adevărate opere de artă ce reușeau să-și îndeplinească scopul de relaxare vizat. Caldarium. Caldariumul definește acel spațiu în care se pătrunde din tepidarium și al cărui mozaic se află chiar deasupra sistemului de încălzire subterană, hipocaust. Pereții acestuia sunt de asemenea prevăzuți cu goluri prin care pătrundea aerul cald. La unul din capetele acestuia se afla un bazin rotund, labrum, iar la celălalt un alt spațiu amenajat pentru băi, puelos, alveus, solium, calida, piscina, ce putea fi accesat de pe o platformă, scola, prin intermediul unor trepte. Labrumul era dotat cu apă caldă ce se turna pe capul celor ce urmau să părăsească camera. Bazinele erau de obicei executate din marmură, iar încăperile nu puteau fi bogat ornamentate din cauza căldurii prea mari distribuite aici. Laconicum. Laconicumul este o cameră ce prevede un grad superior de încălzire față de cel din caldarium, fiind, de fapt, un spațiu de saună uscată. Se crede că a fost introdus la Roma de Marcus Vipsanius Agrippa și se mai numește și sudatorium. Alte spații de serviciu. Apoditerium dispune de un pasaj ce comunică cu camera de alimentare a focului, prefurnium sau propigneum.
Tot din acest pasaj putem pătrunde în camera cazanelor sau urca pe acoperișul termelor. Persoanele însărcinate cu alimentarea focului, fornocatores, se aflau tot aici în prefurniu. Termele de la Pompei dispuneau de 3 cazane. Din fața acestora pornea un alt coridor ce ducea în atrium, spațiu destinat servitorilor. Băile destinate femeilor. Setul de băi alăturate cu un spațiu alocat restrâns față de cel destinat bărbaților aparține femeilor romane. Urmărind la scară mică aceeași distribuire a spațiului, aceste băi dispun de o intrare de serviciu ce duce printr-un vestibul la apoditerium, amenajat ca și în cazul celui destinat bărbaților, cu bănci alăturate pereților, pulvinus gradus. Apoditeriumul duce într-un sens către natatio, amenajat pentru băi reci, iar în celălalt conduce la tepidarium, care, la rândul său, comunică cu camera cazanelor pe una din laturi și cu băile calde. Extremitatea o ocupă bazinul numit labrum și această încăpere este dotată cu amenajările pentru menținerea temperaturii înalte, deja amintite în cazul corespondent, goluri pentru pătrunderea aerului, respectiv suspendarea podelei. Scopul băilor publice la romani. Băile romane includeau adesea, în afara spațiilor menționate, și un loc unde se desfășurau sporturile în aer liber, palestra. Tot în acest spațiu se practica o curățire a corpului după obiceiul vremii, ce includea ungerea și îndepărtarea excesului de ulei cu ajutorul unui strigil răzuitor. Celor înstăriți le stăteau la dispoziție pentru astfel de operațiuni sclavii numiți capsarius. Semnificația culturală a băilor în cadrul lumii romane. Băile romane aveau o semnificație deosebită, în primul rând prin utilizarea lor pe scară foarte largă, dar și prin funcționalitatea lor diversificată. Astfel, de ele beneficiau nu numai cei cu o stare materială remarcabilă, ci toți membrii societății, inclusiv sclavii. Construite ca monumente publice, ele nu excludeau, deci, niciun membru al societății, oferindu-le posibilitatea de a-și petrece o mare parte a timpului liber în aceste spații, într-un mod cât mai divers. Din nefericire, aceste invenții ale lumii romane nu au corespondent în societatea actuală, deoarece ele reuneau băile cu spaul, biblioteca, galeriile de artă, sălile de gimnastică, bar-restaurantele, shop-urile, saloanele, etc., practicând totodată prețuri după puterea de cumpărare a fiecăruia.
Termele. Termele, în latină terme, erau băile publice la romani. Frecventarea lor era una dintre activitățile favorite ale romanilor, indiferent de sex sau clasă. Era o activitate socială ce constituia un eveniment central în viața de zi cu zi a cetățenilor romani. Băile la romani îndeplineau funcții de igienă, facilitând în același timp participarea la alte diferite activități adiacente de recreere. Erau concepute într-un mod similar centrelor actuale de recuperare, asigurând totodată posibilitatea de socializare și un mediu propice desfășurării afacerilor de tot felul. Majoritatea orașelor romane aveau cel puțin un spațiu amenajat în acest scop.